Bine v-am regăsit, sunt astrologul Milița Aristea și în această filmare vă voi prezenta horoscopul săptămânii 4-10 aprilie 2022 și vom vorbi despre principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama, despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional, precum și despre horoscopul pentru fiecare zodie în parte. În descrierea la această filmare aveți setarea fiecarei secțiuni și setarea horoscopului pentru fiecare zodie în parte pe intervale de timp pentru a putea accesa rapid ceea ce vă interesează. Timpul este foarte prețios, așa încât dacă doriți să vă duceți la o anumită zodie, aveți în descrierea la această filmare exact minutul la care puteți să accesați această zodie. Săptămâna 4-10 aprilie este marcată de tranzite pozitive, dinamice, dar spre finalul săptămânii pot apare discuții, confruntări, competiție și lupte de putere. Cea mai importantă zi a săptămânii, cea mai puternică din punct de vedere energetic, este ziua de 5 aprilie, notați în calendar. Avem un ingres al lui Venus din Vărsător, unde era peregrină, în Pești, unde capătă putere și este exaltată, și avem conjuncția Marte-Saturn, întâlnirea celor doi malefici în Vărsător, care poate să fie destul de variabile ca efect, în funcție de aspectele natale și de modul în care fiecare din noi abordăm acest context astral. Să nu uităm nunta cosmică, care până în data de 5 aprilie creează un context general pentru noi toți, pentru setare de intenții, pentru perioada următoare de un an de zile. Haideți să vedem care sunt principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să ținem seama. Înainte de a vedea care sunt principalele aspecte astrale, haideți să extragem și o carte oracol a săptămânii care să ne ofere acest context general al acestei săptămâni, să vedem mesajul pe care îl primim. Mesajul pe care îl primim este ajutor. Deci în această săptămână, nu uitați mesajul săptămânii, dacă aveți nevoie de ajutor, cereți ajutorul. Noi de foarte multe ori ne repezim, ne grăbim să îi ajutăm pe ceilalți, să le acordăm asistență, suport, să stăm lângă ei, să plângă pe umărul nostru. Dar atunci când ne vine rândul, suntem timizi, nu cerem ajutor. Și este foarte important în această săptămână, dacă simțiți o presiune, dacă simțiți o nevoie, cereți ajutor. Uite, eu am învățat de când sunt în această stare de repaus cu operația pe care am făcut-o, operația de meniz de la genunchi, am învățat mai mult decât oricând să cer ajutor, da? Și prietenele mele dragi, fiul meu, oameni dragi, vin la mine și mă ajută, da? Fie mă ajută să fac curățenie, fie mă ajută să îmi pregătesc o supă cremă de legume, fie mă ajută să îmi întind rufele pe care le-am spălat. Deci lucruri din acestea minore, dar care, credeți-mă, contează foarte mult. Și în această dimineață am avut o surpriză extrem de plăcută, apropo de această zonă de ajutor. Ne-am reactivat grupul de yoga, suntem câteva prietene și Cecilia, care este un om foarte, foarte special și care a fost în India și a stat acolo în inima spiritualității, ne dăruiește, efectiv ne dăruiește din cunoașterea ei. A reactivat acest grup de yoga și eu am zis, eu nu pot să vin la yoga fiindcă sunt cu picior. A zis, nu, voi customiza exercițiile astfel încât să poți să faci și tu exerciții. Și uite că în dimineața aceasta am făcut și eu această oră de yoga care a fost extraordinară. Așa încât, repet, help, help, help! Cereți ajutor dacă aveți nevoie în această săptămână. Un mesaj foarte puternic. Începem cu prima zi a săptămânii, cu Venus în Vărsător, care face un trigon, un aspect armonios, un aspect divin, cum spunem noi în astrologie, cu Lilith,
cu luna neagră în Gemeni, ora 16:23 la gradul 28:46. În această zi mizăm foarte mult pe comunicarea cu ceilalți, care această comunicare ne poate aduce fel de fel de informații, poate indicii valoroase de care avem nevoie și care nu știm când ne folosesc. În special, vorbind despre vărsător, comunicarea online și despre gemeni, comunicarea online este favorizată, comunicarea în grupurile de lucru din care facem parte. Aveți șansa, de asemenea, cu acest trigon să puteți să discerneți între aceste fake news, de știrile reale, de știrile care vă oferă informații de calitate. Nu uitați că o persoană informată este o persoană care poate să ia decizii înțelepte, decizii avizate. Urmează ziua de 5 aprilie, am spus cea mai puternică energetică zi din această săptămână și începem la ora 4:51 la gradul 22-23 cu această conjuncție Marte în Vărsător, conjunct cu Saturn în Vărsător. Vedeți, chiar dacă sunt cei doi malefici conform astrologiei tradiționale, se întâlnesc în această conjuncție, nu putem să spunem că este un eveniment negativ, da, un eveniment foarte, foarte dificil de dus. Să nu uităm că săptămâna trecută a avut loc întâlnirea lui Venus cu Saturn în Vărsător și iată că acum avem, practic este această oglindire, principiul feminin, principiul masculin, se întâlnesc cu cine? Cu profesorul zodiacului. De ce se întâlnesc? Să vadă profesorul zodiacului, să îi scoată la tablă, da, și să vadă dacă și-au făcut temele. Cele două polarități, feminin, masculin, se întâlnesc pentru a reanaliza temele pe care le-au experimentat și în același timp pentru a se reinventa. Să nu uităm că totuși avem de-a face cu această energie a Vărsătorului, în care și Saturn se schimbă și Saturn se transformă. Această conjuncție poate fi destul de variabilă, am spus, ca efect de la o persoană la alta, de la o zodie la alta. Vă poate aprinde poate cele mai neașteptate dorințe, vă activează aceste dorințe sau în același timp vă poate oferi foarte multă răbdare, foarte multă înțelepciune, foarte multă rezistență poate pentru a îndeplini cele mai grele sarcini. Aspectele natale sunt foarte importante, dar în același timp depinde, așa cum am spus, foarte mult și modul în care abordați, modul în care intrați în această energie. Inițial, acest tranzit are tendința poate de a ne enerva, de a ne stresa, de a ne limita. De ce? Fiind acolo Saturn, el este cel care ne limitează, ne organizează și spune stai, hai să nu ne mai grăbim. Marte vrea tot timpul să se grăbească. Acum Marte se grăbește la nivel mental, fiind în Vărsător și Saturn spune stai puțin, stai să ne mai gândim puțin, stai să mai analizăm puțin, stai să ne mai organizăm, stai să ne facem un plan. Și de aceea putem să canalizăm această energie a frustrărilor, a limitărilor, făcând muncă fizică, da? Descărcându-ne această energie în activități fizice pe care putem să le facem acum sau putem să investim această energie, să o descărcăm într-un proiect creativ și atunci are loc această transmutare, așa cum v-am spus, în realizări, în realizări pozitive, productive și credeți-mă, lui Saturn îi plac aceste lucruri atunci când obținem rezultate, atunci când ne concentrăm, ne focalizăm pe un anumit scop, ne organizăm. El nu poate decât să ne aducă daruri și să ne sporească, da, toate aceste daruri. Dacă ne enervăm, dacă ne stresăm, dacă ne victimizăm din cauza poate a ignoranței, dar nu știm despre ce anume este vorba, nu ascultăm horoscopul, sau din cauza lenei, chiar ne este lene, nu vrem să facem nimic, nu vrem să acționăm, nu vrem să schimbăm nimic, atunci putem ajunge la situații mai dificile. Atenție, fiindcă Saturn, dacă nu suntem pe cărarea pe care ne-o arată, Saturn poate să ne dea teme sau poate să putem să fim expuși unor acțiuni riscante din cauza nerăbdării, răutății sau violenței. Tot în ziua de 5 aprilie, la ora 18:18, avem ingresul lui Venus în Pești. Venus în Pești este exaltată, se simte foarte, foarte bine și se va manifesta pregnant în domeniile legate de creativitate, afaceri sau relații. Cu Venus în Pești suntem conectați la întreg universul. Limitările vor fi minimizate. Vom putea să ne bucurăm de rezultatele favorabile în funcție de locul în care este zodia Pești în harta voastră natală.
În pești, Venus, dacă ne gândim, bine, și încheie un ciclu de un an prin întreg zodiacul și trage concluzii, ne ajută să fim mai înclinați, poate, către spiritualitate, către intuiție și să ne îmbunătățim modul acesta de conectare cu sinele nostru divin. În funcție de poziționarea lui Venus în harta natală, puteți fi înclinați să faceți cheltuieli pentru confort, pentru lux, să petreceți timp de cea mai bună calitate cu membrii familiei, să vă bucurați de iubire, de romantism, să câștigați mai mulți bani, să vă schimbați tonul comunicării pentru a empatiza cu ceilalți, să lucrați sau să promovați produsele de lux, să vă bucurați și să vă simțiți bine în vacanțe, fie pe malul mării sau pe malul oceanului, sau să vă manifestați creativitatea și să vă activați hobby-urile creative. Cu toate acestea, a nu fi capabil să luați o decizie corectă poate să creeze o anumită confuzie, un blocaj în atingerea obiectivelor voastre, fie că vorbim despre zona relațională, fie că vorbim despre zona financiară. Prin urmare, vă recomand... Nu o să fie chiar atât de ușor cu Venus în pești, cu ocazia acestui tranzit, să rămâneți concentrați și motivați pe obiectivele voastre. Cu zeița iubirii, zeița frumuseții, Venus în pești, iubirea noastră este atot cuprinzătoare. Suntem capabili să iertăm, suntem capabili să înțelegem, suntem poate mai seducători și arătăm foarte multă compasiune față de partenerii noștri. Granițele se estompează cu ocazia acestui tranzit. Partea aceasta de umbră a acestui tranzit include predispoziția care ne permite poate să ne și victimizăm sau să fim înșelați în relații sau în domeniul financiar. În ziua de 7 aprilie, la ora 15:37, la gradul 22:37, Mercur în Berbec face un aspect dinamic, armonios, un sextil cu Saturn în Vărsător. Avem de-a face cu un tranzit benefic, pozitiv, excelent, pentru orice necesită gândire. Gândire, comunicare clară, judecată bună, abilități de organizare. Dacă aveți lucruri rămase în urmă, documente nefinalizate, studii, cercetări în curs, puteți beneficia de această energie în condiții în care se va manifesta o concentrare sporită, o memorie bună, mult mai bună decât de obicei. Relațiile de afaceri sunt și ele favorizate, aveți o fereastră de oportunitate pentru a trimite oferte, a intra în negocieri sau a semna contracte. Investițiile pe termen lung, în special în domeniul imobiliar, sunt și ele favorizate. Puteți face planuri pe termen lung, deoarece veți gândi practic și cu multă viziune. Abilitățile mentale sunt însoțite de o comunicare deschisă și sinceră, dar într-o notă de seriozitate și mare responsabilitate. Expunerea online este de asemenea favorizată, puteți să informați pe ceilalți pe blog sau să postați un videoclip pe rețelele de socializare despre lucrurile importante pentru voi care îi pot interesa și pe ceilalți. Este un moment bun pentru a studia sau a preda. 7 aprilie, la ora 20:31, la gradul 24:24, Marte în Vărsător face o cuadratură cu nodul nord în Taur. Ne grăbim să emitem judecăți de valoare, ne grăbim să stabilim direcții de acțiune pentru viitor, ne grăbim poate să intrăm într-o relație, ne grăbim să comunicăm și să gândim, ne grăbim să judecăm pe ceilalți, fie că sunt membri de familie, fie că sunt prieteni, fie că sunt colegi, fie că sunt parteneri. Nodul nord în Taur ne cere multă muncă, stabilitate, siguranță materială, bunăstare și nu este acum cazul să vă grăbiți. 8 aprilie, ora 21:18, la gradul 25:15, Mercur în Berbec face un sextil cu Marte, de data aceasta în Vărsător. Este de asemenea un aspect dinamic, orice sextil este un aspect dinamic de acțiune care ne pune efectiv la treabă între Mercur și Marte. Ce se întâmplă? Ne accelerează mintea, reflexele, ne simțim mult mai motivați, mai agitați, reușim cu simțul practic focalizați pe scop și inițiativă. Puteți executa mai multe sarcini într-un timp mult mai scurt, cu curaj, spirit de luptă și puteți să faceți orice v-ați pus în cap. Munca manuală, problemele de afaceri, negocierile sunt favorizate, dar în general aveți succes în orice necesită un mic efort suplimentar care
demarează lucrurile. Este un moment ideal pentru a finaliza sarcinile pe care deja vi le-ați asumat și care vi se păreau mai dificil de materializat și poate le-ați lăsat acolo, pe stand-by. Este un moment favorabil în energia vărsătorului să promovați poate o cauză justă, o cauză nobilă, să susțineți drepturile voastre, drepturile celorlalți. Socializarea, viața amoroasă și ele vor beneficia de carismă, de atractivitate intelectuală, da, vorbim despre această energie a vărsătorului. Și dacă sunteți singuri, vi se cere poate să ieșiți la întâlnire, luați taurul de coarne, încercați. Sunteți dispus să faceți acțiuni îndrăznețe pe care poate alminte nu le-ați fi făcut, deoarece poate erați prea timid, prea precaut. Flirtul te va atrage și ai putea influența cu ușurință pe cineva cu cuvintele sexy sau cu acest body language, acest limbaj al corpului. 10 aprilie, ora 11:45 la gradul 28:30, Mercur în Berbec face o quadratură cu Pluto în Capricorn, da, multă tensiune, pregătiți-vă pentru o zi de tensiune, de competiție, lupte de putere. Se poate datora acest lucru dorinței tale intense de a câștiga controlul asupra altora sau asupra unor situații sau de a obține poate o poziție mai puternică în carieră, atenție, deoarece vă puteți confrunta cu alți oameni care încearcă și ei să vă domine, alte pietre tari, cum se spune, sau să vă provoace ego-ul sau poziția de la locul de muncă. Reprimând dorința puternică de a vă îndeplini obiectivele, puteți de asemenea să intrați în agresivitate sau să vă loviți pe de altă parte de agresivitatea celorlalți. Pentru a evita să fiți victimă, este mai bine să vă străduiți pentru succes, dar să faceți acest lucru foarte atent, fără să apelați la manipulare, la control, la tactici subtile de preluare a controlului. De asemenea, încercați să nu fiți foarte asertivi în această zi sau să-i faceți pe ceilalți să se simtă amenințați, în special în relația cu superiorii sau cei care se află într-o poziție de autoritate, inclusiv părinții pot să intre în această categorie. Oamenii cu mai mare putere decât tine, cu autoritate, vor avea mai multă putere în acest tranzit, așa încât nu este momentul să declanșați lupte, nu este momentul să intrați în lupte, nu este momentul să vă faceți inamici. Și tot în 10 aprilie, la ora 23:52, la gradul 29:32, mai avem un sextil. Mercur în Berbec face un sextil cu Luna Neagră în Gemeni. Atenție, graba strică treaba, da? Vă puteți repezi, să răspundeți, să reacționați, fără să gândiți, fără să vă gândiți la consecințe. Puterea cuvântului este acum, să nu uităm că avem totuși pe Lilith, în Gemeni și o avem la grad anaretic, da? Și aici se poate manifesta destul de haotic și atunci sunteți ispitiți cu informații care par a fi importante, par a fi valoroase, dar de fapt nu merită să le luați în seamă. Fiți atenți la tot ceea ce vine spre voi, pot fi daruri travestite. Haideți să vorbim acum despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența din punct de vedere emoțional. Începem săptămâna cu o frumoasă lună în Taur, o lună în exaltare, până în data de 5 aprilie la ora 6:03, care ne canalizează emoțiile către partea practică a vieții. Mai multă răbdare, mai multă perseverență. Nu uitați că în perioada 3-5 aprilie, când luna este în Taur, în exaltare, și soarele este în Berbec, tot în exaltare, are loc un eveniment astrologic denumit nuntă cosmică, o deschidere către setarea de intenții pentru următoarea perioadă de un an. O filmare specială urmează pentru această temă. Când luna tranzitează Taurul, energiile emoționale sunt în general stabile, relativ calme. Lunii în Taur îi place să construiască, să caute securitate, așa că în general este un tranzit bun pentru consolidarea progresului și pentru a ne bucura sau a ne promova status quo-ul. Taurul este un semn de pământ, un semn senzual, așa că atunci când luna tranzitează Taurul, senzualitatea, confortul sunt prioritare pe ordinea de zi. Poate să fie și o lună îndrăgostiților, bună pentru mângâieri, pentru distracție și pentru intimitate. Adesea această lună în Taur ne oferă momente bune pentru activitate, pentru muncă serioasă, pentru eforturi solide. Sunt energiile lunare,
sunt productive, sunt creative, dar nu este ușor să începi lucruri noi sub tranzitul lunii în Taur, deoarece, nu uitați, Taurul este un semn fix și ne ajută, energia acestui semn fix al Taurului, ne ajută în primul rând să facem aceste eforturi susținute pe termen lung și nu să demarăm noi proiecte. Când luna este în Taur, ce putem să facem? Spre exemplu, să faceți un masaj, da? Pregătiți-vă să faceți un masaj, să vă gătiți o mâncare preferată, să vă bucurați papilele gustative, să stați în zona voastră de confort, să mergeți la o întâlnire romantică, să dansați, să apelați la creativitate, să lucrați în grădină. Luna în Taur, Void of Course, are loc în data de 5 aprilie 2022, între orele 4:52 și 6:03, dar influența ei este aproape imperceptibilă. Din 5 aprilie ora 6:03 până în 7 aprilie ora 18:30, luna va tranzita zodia Gemeni și vom deveni brusc mai sociabili, mai interesați de informații, mai volubili, mai curioși, dar în același timp și foarte schimbători, foarte adaptabili și foarte superficiali. Energia de bază a gemenilor ca semn zodiacal este despre comunicare, este despre relaționare. Motiv pentru care în gemeni luna este ca o lună mesager, o lună care ne ajută să primim informații. Indiferent ce se mai întâmplă, comunicarea va conta foarte mult în aceste zile. Ce spunem? Cum spunem? Când spunem? Atenție! Atenție la tot ceea ce diseminați către ceilalți. Puteți să fiți mai veseli în aceste zile, să aveți o stare mai bună, o energie sociabilă, dar totul așa, într-o zonă din aceasta, nimic nu este foarte, foarte serios. Deci nu luați lucrurile foarte în serios. Luna în Gemeni vă poate stimula foarte mult curiozitatea, părtășirea de cunoștințe și în același timp vă ajută sau vă dă un îndemn să vă duceți la un curs, dacă simțiți că rezonați cu acel curs. Deci ce puteți să faceți când luna este în Gemeni? Să vă faceți noi prieteni, să stați pe internet, să comunicați, să mai bârfiți cu prieteni așa, bârfit în acest termen mai colocvial, ca să spun, să scrieți, să faceți o prezentare, poate să călătoriți la nivel local, pe distanțe scurte și să luați decizii bazate, în primul rând, pe logică, pe rațiune. Luna în Gemeni, Void of Course, are loc în 7 aprilie, între ora 6:14, 18:30 și de aceea, în acest context al comunicării, este important să conștientizați că ceea ce demarați este mai puțin probabil să vă aducă rezultatele așteptate. Dar pe de altă parte, dacă doriți să întreprindeți ceva riscant sau dificil care vă poate crea probleme, poate să fie o perioadă benefică. Ceilalți nu vă pot ataca și nu pot face nimic împotriva voastră. Între 7 aprilie, ora 18:30 și 10 aprilie, ora 6:59, luna ajunge la ea acasă în zodia Rac, în domiciliu. Racul este ca semn zodiacal guvernat de lună, tranzitul lunii în Rac este adesea resimțit, atenție, mult mai intens decât celelalte tranzite lunare. Și atunci, ce avem de a face? Avem de a face cu această gamă a emoțiilor noastre, emoțiile umane, sunt puse pe tavă, sunt în interiorul nostru. Putem să râdem mai ușor, putem să plângem mai ușor. Sentimentele noastre suprimate pot să iasă la suprafață. Putem să ne și traumatizăm câteodată. Ranchiunele, resentimentele ținute multe vreme acolo, în noi, pot să iasă și ele la suprafață. Și ar trebui, cu ocazia acestui tranzit, să fiți mai deschiși, să fiți mai sinceri din punct de vedere emoțional, deoarece această fugă sau reprimare a emoțiilor profunde nu este bună, este contraproductivă. În același timp, cheia pentru gestionarea unui tranzit al lunii Rac este să vă puneți emoțiile, atenție la lucru, nu uitați că Racul este o zodie cardinală și atunci puteți să folosiți această energie de inițiere pentru a vă pune emoțiile la lucru, cum am zis, și a nu fi copleșit de ele. Luna Rac este lună hrănitoare, ne încurajează empatia, intuiția, bunătatea față de ceilalți. Ce putem să facem când luna este în Rac? Să vă strângeți acasă, în jurul mesei, să vă întâlniți cu părinții, cu frații, cu surorile, cu rudele apropiate,
să vă uitați prin albumele de poze pe care le aveți, cărțile mai vechi, să scrieți în jurnal despre amintirile voastre, să vă conectați la creativitate și să luați decizii bazate în principal pe instinct, pe ceea ce simțiți acolo, în interiorul vostru. Din 10 aprilie, ora 6:59, luna va începe tranzitul în Zodia Leu, dar vom discuta acest tranzit la horoscopul pentru săptămâna viitoare. Și acum haideți să vedem horoscopul săptămânii pentru fiecare zodie în parte. Vă reamintesc că acest horoscop este valabil pentru persoanele care au soarele în zodia respectivă, luna în zodia respectivă sau ascendentul în zodia respectivă. Sunt adesea interpelată. Mi se pun foarte des aceste întrebări. Da, eu am data de naștere și nu știu ora care este ascendentul meu. Deci, foarte clar, răspunsul este foarte simplu. Dacă nu știți ora de naștere, și ora aceasta de naștere trebuie să fie cât mai precisă, deoarece pot conta și câteva minute într-un anumit context, nu puteți să vă aflați ascendentul. Și atunci puteți să ridicați o hartă fără oră de naștere. Da? Fie o hartă solară, fie o hartă pe care o ridicați la ora 12 în ziua respectivă. Ca să clarificăm niște întrebări care mi-au venit în ultimul timp, cu toate că eu am avut și fel de fel de prezentări, am avut interpelări, am scris și pe Facebook și pe YouTube, dar sunt încă persoane care încă intră în această lume a astrologiei și este bine ca să înțeleagă de la început acest lucru. Berbec! Ei, berbeci, la mulți ani, încă o dată la mulți ani, la mulți ani, dragi berbeci, să aveți un an magic, să nu uitați că este un moment important, această trecere la voi, această zi aniversară, trecere dintr-un an aniversar în alt an aniversar, această trecere nu are loc la efectiv la data nașterii voastre, uitați-vă în harta Revoluției Solare, s-ar putea să aibă loc o zi înainte, s-ar putea să aibă loc o zi după, s-ar putea să aibă loc în aceea zi, dar la altă oră, sigur. Și această harta Revoluției Solare este extrem de importantă, mai ales pentru voi, în primul rând, dragi berbeci, care vă aniversați ziua de naștere, fiindcă vă dă o ghidare, vă dă o direcție. Nu mai sunteți legați la ochi și știți care sunt predispozițiile astrale, da? Direcțiile pentru următorul an aniversar. Pentru voi, dragi berbeci, săptămâna începe cu multe discuții, multe comentarii care vă ajută, fie că este vorba poate despre ofertă, despre o negociere, despre semnarea unui contract, dacă doriți să vă actualizați CV-ul pentru a vă promova un nou serviciu pe care îl face sau de a vă promova pentru a fi angajat la o altă firmă, acum este un moment favorabil. Puteți primi o informație favorabilă, poate despre un nou curs care v-ar putea interesa și vă va fi de folos în viitor pentru a aplica pentru noi poziții. Nu uitați, 5 aprilie, repet, este cea mai puternică zi a săptămânii. Poți să ai tendința de a te enerva și stresa în discuțiile cu prietenii, cu colegii de echipă, cu persoanele din grupurile de lucru legate de un proiect, dar nu e recomandat să te angajezi în dispute. Mai bine îți canalizezi această energie către soluțiile pe care le cauți pentru a te tensiona situația care a apărut. O modalitate excelentă de a detensiona aceste tensiuni o reprezintă sportul. Sportul, o modalitate pentru corp, da? De a vă detensiona. În această zi, odată cu intrarea lui Venus în Pești, în exaltare, veți fi mult mai conectați la informațiile din spatele scenei, la informațiile disponibile la nivelul acesta al inconștientului colectiv. Aplecarea către spiritualitate vă va aduce multe beneficii în conectarea cu sinele vostru. Deveniți mai pacifiști, poate mai vulnerabili și vă schimbați tonul comunicării empatizând cu ceilalți, mult mai mult decât sunteți voi obișnuiți de obicei și doriți să faceți. Profitați de acest tranzit. Aparenta stare de vulnerabilitate vă va aduce mult mai multă putere. Repet, dragi berbeci, este foarte important pentru voi în această săptămână. Deci, aparenta stare de vulnerabilitate vă va aduce mai multă putere. Este o perioadă în care vă puteți reanaliza modul în care relaționați cu ceilalți sau în care vă valorizați și câștigați bani cu conjuncția planetară Jupiter-Neptun, tot aici, în casa 12-a.
Puteți să creați un nou început în spatele cortinei, la nivel de viziune, la nivel de credință, intenții, în relații sau legate de modul în care vă iubiți, în care iubiți și în care vă valorizați. Joi și vineri, comunicarea asertivă va fi prezentă. Este un moment ideal pentru a finaliza sarcinile pe care deja vi le-ați asumat și care păreau mai dificil de realizat. Socializarea, viața amoroasă vor beneficia de un plus de carismă, vă veți afirma, veți fi acolo ca berbecii în față. Foarte, foarte atractivi. Duminică, pregătiți-vă pentru confruntări, pentru competiție, vouă vă place competiția, dar atenție, deoarece vă puteți repezi, să răspundeți, să reacționați, să comentați, fără să gândiți, vă dați cu capul în pereți și nu vă gândiți la consecințe. Nu este un moment prielnic în această zi să vă puneți, ca să spun așa, cu persoanele cu autoritate din viața voastră, să aveți fel de fel de dispute. Încercați să vă abțineți. Și hai să vedem mesajul pentru cărților Oracol pentru această săptămână, 40 aprilie, pentru voi, dragi berbeci. Mesajul este respect de sine. Uite, exact aici, apropo, vorbeam de casa 12-a, da, de această prezență neptuniană la voi în casa 12-a, cam despre asta este vorba în această carte. Respectați-vă pe voi înșivă, conectați-vă, așa cum v-am spus, fiți vulnerabili, lăsați-vă să fiți vulnerabili pentru a recăpăta adevărata putere. Și prin acest respect de sine, în primul rând vă respectați pe voi și implicit ajungeți să-i înțelegeți și să-i respectați și pe ceilalți. Taur, săptămâna începe cu posibile vești. Vești bune, da, vești bune, atenție, legate de carieră, legate poate de o promovare, de o avansare, de un parteneriat, care vă vor aduce aceste vești mai mulți bani, Doamne ajută! Comunicarea este importantă, în special la nivel online, prin e-mail, pentru a gestiona în mod corespunzător această schimbare. De cele mai multe ori, nu uitați, comunicarea este cheia succesului, atât în comunicarea veștilor proaste, cât și în comunicarea veștilor bune. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii, notați-o în calendar. Conjuncția aceasta Marte-Saturn în Vărsător vă ajută să manifestați multă anduranță, multă rezistență, multă răbdare, da, care sunt caracteristicile voastre de bază, pentru a îndeplini cele mai grele sarcini. Mai ales că este un moment important în carieră și nu trebuie să-l subminați cu nerăbdare sau cu frustrare. Dacă vă enervați, dacă vă stresați, dacă vă victimizați din cauza ignoranței sau poate a lenei, atenție aici cu taurii, că ei mai au și puseuri de lene, de relaxare, de confort, puteți ajungeți la situații mai dificile sau la acțiuni mai riscante care sunt generate de nerăbdarea aceasta sau poate de manifestări de răutate. Venus intră în zodia Pești, în exaltare. Toată lumea va fi a voastră, vă veți putea bucura de rezultatele favorabile. Venus, știți că este guvernatoarea voastră și vă va ajuta foarte mult, în special în cadrul proiectelor în echipă în care sunteți alocați sau pe care le conduceți. Relațiile cu prietenii se îmbunătățesc, puteți să vă faceți noi prieteni, puteți să vă armonizați cu grupurile din care faceți parte, vă duceți la întâlniri, aveți timp de întâlniri cu oamenii dragi, petreceți timp de calitate cu persoanele dragi din viața voastră, care în același timp toate aceste persoane, prieteni, persoane din grupurile voastre de interes, vă pot favoriza. Fiți foarte atenți la ce discutați când sunteți cu ei, să aflați informații despre proiecte noi. Vă pot introduce în noi cercuri, cercuri de networking, cercuri de colaborare care vă vor suplimenta posibil veniturile în viitor. Joi și vineri comunicarea devine extrem de importantă, veți avea o gândire mai clară, o judecată bună, abilități de organizare în cadrul proiectelor pe care le derulați, pe care le gestionați cu ceilalți, puteți să vă faceți planuri de viitor, planuri pe termen lung, veți gândi cu viziune, veți gândi foarte în termeni practici. Este un moment ideal pentru a finaliza sarcinile pe care deja vi le-ați asumat, care
păreau mai dificil de realizat, sau în același timp puteți să vă duceți să vă îndreptați către persoanele care sunt mai defavorizate de soartă prin implicarea voastră în proiecte umanitare. Duminică, pregătiți-vă de confruntare, da? Confruntare de idei, idei care sunt în capul vostru, legate de convingeri puternice, pe care sunteți forțați poate să le destructurați, să le schimbați, să le updatați. Simțiți la nivel subtil că aveți nevoie de un nou început și încercați să vă manifestați această asertivitate, această dorință de a vă impune punctul de vedere. Dar în același timp, nu uitați că duminică pot să apară și situații în care, pe care nu le puteți controla. Pot să apară persoane puternice, superiori, care vă domină și lucrul acesta vă va frustra la maxim, dar nu e momentul să declanșați un război. Mai așteptați. Nu reacționați fără să gândiți sau fără să vă gândiți la posibilele consecințe. Și cartea Oracol pentru voi, dragi Taur, pentru această perioadă, această săptămână, 4-10 aprilie, este, haideți să vedem ce mesaj primiți voi, iubire, ce putem să vorbim, am vorbit despre Venus, guvernatoarea voastră, da, care intră în exaltare, în zodia peștilor, deci multă iubire, pentru voi în această săptămână, da, iubirea este peste tot. Pentru voi, dragi Tauri. Deci alegeți iubirea și faceți ca iubirea să devină o forță importantă în viața voastră. Gemeni, începe săptămâna cu un vibe pozitiv. Comunicarea este pe primul loc, în special comunicarea online, interacțiunea pe rețelele de socializare, ceea ce vă place foarte mult și vă stimulează mental, în grupurile voastre de lucru, în grupurile de la cursurile pe care le faceți sau în grupurile de călătorii, poate. Dacă intenționați să lansați un nou proiect media de publicitate, de promovare, în special în mediul online, poate să fie o alegere, o decizie bună cu rezultate pentru viitor. Chiar dacă vin către voi știri, informații care vă pun pe gânduri, puteți acum să citiți printre rânduri și să extrageți esența. Un proiect legat de o călătorie, poate în străinătate, poate prinde acum contur și dați fricile deoparte în favoarea bucuriei de a vă răsfăța și bucura cu această dorință. 5 aprilie este cea mai puternică zi a acestei săptămâni. Proiectele legate de străinătate, călătorii, cursuri pentru a învăța și a vă deschide mai mult către spiritualitate sau cursuri din acestea de nivel înalt, gen MBA, doctorat, masterat, vă preocupă și vă aprind dorințe neașteptate, chiar dacă aveți o serie de limitări în atingerea acestor obiective, o serie de piedici, dar tot ceea ce se întâmplă, sincer, vă cam scoate din zenul vostru și vă cam frustrează. Pentru fiecare din voi, în parte, dragi gemeni, aspectele natale sunt importante, dar nu uitați, cum am mai spus, depinde foarte mult și modul în care voi abordați la nivel individual acest tranzit și cum folosiți această energie inițială, energie inițială care se manifestă pentru început cu nervozitate, cu stres sau cu enervare. Nu vă dați bătuți, nu abandonați lupta. Dar, în același timp, nu este favorabil să vă angajați în dispute, deoarece există un pericol eminent să vă asumați riscuri. Ce puteți să faceți este acum să preluați aceste energii și să le canalizați către o muncă serioasă, către activități mentale, ce vă place vouă mult să faceți în cadrul proiectelor pentru a obține rezultatele așteptate. Tot în această zi, Venus intră în pești. Este în exaltare, se simte bine, dar pe voi, dragi gemeni, vă va provoca foarte mult acest tranzit care va dura până în 2 mai. Va fi o continuă tensiune, știți că peștii sunt în quadratură cu zodia gemeni. Va fi o luptă, chiar un posibil conflict între creativitate, afaceri, relații pe care le puteți gestiona mult mai ușor acum prin conectarea voastră la sinele superior, mai degrabă decât să încercați să vă explicați logic, să vă explicați mental, la nivel mental, ce aveți de făcut, de ce se întâmplă lucrurile într-un fel sau în alt fel.
cu Venus în casa 10-a, domeniile creative sau exprimarea creativă în carieră, vor căpăta o importanță foarte mare în viața voastră. Veți simți potențialul acestei exprimări prin artă sau spiritualitate. Și nu uitați că tot aici în Pești va avea loc în curând conjuncția planetară dintre Jupiter și Neptun în Pești, care va da startul și pentru voi într-o nouă abordare pentru ceea ce faceți în carieră. Nu uitați că pot apare și predispoziții de a vă victimiza, de a fi înșelați în aceste dorințe, de a vă afirma și de a deveni o persoană publică, și este nevoie de mult discernământ pentru a evita aceste situații neplăcute. Joi și vineri discuțiile cu prietenii, cu persoanele din grupurile voastre de interese, din echipele de lucru sunt favorizate și aveți o fereastră de oportunitate pentru o comunicare deschisă, sinceră, dar într-o notă de seriozitate, într-o notă de multă responsabilitate. Nu vă grăbiți să-i judecați pe ceilalți, fie că sunt prietenii voștri, fie că sunt colegii voștri. Este un moment ideal pentru a vă finaliza din sarcinile care erau restante, pe care vi le-ați asumat în cadrul echipei și care păreau mai dificil de materializat. Este un moment favorabil în această energie a vărsătorului să doriți poate să promovați o cauză justă sau să vă susțineți drepturile sau să susțineți drepturile altcuiva. Duminică, pregătiți-vă și voi, dragi gemeni, pentru o zi tensionată, confruntări, competiție, lupte de putere. Se pot datora, bineînțeles, dorinței voastre intense de a câștiga controlul, de a obține mai o poziție mai puternică în cadrul grupurilor din care faceți parte. Nu uitați că graba strică treaba. Vă puteți repezi să acționați, să comunicați, să discutați, să răspundeți, să comentați fără să vă gândiți la consecințe. Puterea cuvântului este greu de gestionat. Sunteți ispitiți să ripostați, deoarece credeți că aveți 100% dreptate, se poate să aveți dreptate, dar puteți greși, deoarece vă grăbiți să preluați informații care în final nu sunt valoroase pentru voi. Și mesajul pentru voi, dragi gemeni, pentru această săptămână 4-10 aprilie este... Hai să vedem ce mesaj de protecție, binecuvântări. Deci, dragi gemeni, sunteți binecuvântați și puteți să vă numărați aceste binecuvântări, deoarece vă ajută foarte, foarte mult. Aveți acel punct de sprijin și nu uitați odată cu intrarea lui Venus în zodia peștilor, conectați-vă foarte, foarte mult la intuiția voastră și atunci veți primi și aceste binecuvântări divine. Rac. Începeți săptămâna cu o zi în care comunicarea contează mult pentru voi, dar mai mult e vorba de acea comunicare subtilă, dincolo de ceea ce este scris în cuvinte. Primiți multe mesaje, în special mesaje online sau în cadrul grupurilor de socializare pe care le puteți citi printre rânduri. Nu reacționați, nu ripostați imediat dacă ceva vă deranjează. Mai degrabă, cercetați informația în profunzime, faceți investigații, faceți cercetări pentru a discerne ce este adevărat și ce este o știre care manipulează sau împrăștie informații cu o anumită tentă, o anumită direcție pentru un anumit interes specific. Îndeoseb fiți atenți la informațiile financiare. Dragi raci care vin către voi, mai ales dacă aveți banii voștri și banii celorlalți investiți în diferite afaceri, în diferitele vehicole de investiții sau asocieri. Aveți noroc să fiți protejați de pierderile financiare, deoarece puteți simți la nivel subtil dacă ceva este în regulă, de aceea vă recomand să fiți atenți la vocea voastră interioară și la mesajele pe care le primiți. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii și pentru voi. Conjuncția Marte-Saturn în Vărsător la voi are loc în casa 8-a și poate să fie destul de variabilă ca efect în funcție de harta natală și de temele voastre individuale. Vă poate declanșa cele mai neașteptate, poate dorințe de a vă investi banii voștri, banii celorlalți, de a risca, sau vă poate oferi răbdare pentru a aduce la îndeplinire sarcini mai grele, teme mai grele pe care le aveați fixate în agenda de lucru.
puteți să vă schimbați abordarea legată de modul în care vă gestionați banii, banii proprii, banii altora. Dar această schimbare aparent revoluționară are la bază timp suficient pe care l-ați petrecut pentru a analiza posibilele influențe și implicațiile și riscurile atașate. Odată cu intrarea lui Venus în pești, atmosfera se mai destinde pentru următoarea perioadă de o lună, deoarece rezonați cu energia voastră primară, energia aceasta a apei, și veți putea să vă bucurați de rezultatele favorabile în funcție de locul în care este zodia pești în harta voastră natală. La modul general, Venus în pești va transita casa a noua și puteți fi înclinați să faceți cheltuieli pentru o călătorie de lux în străinătate, peste mări și țări, în destinații exotice, situate la mare, în special sau la ocean, de exemplu Egipt, Mexic, Maldive, Zanzibar. Cu zeița iubirii în pești, iubirea este atot cuprinzătoare și sunteți capabili să vă schimbați convingerile, credințele. Sunteți capabili să iertați pe ceilalți, să-i priviți cu compasiune și să nu-i mai judecați. Joi și vineri, relațiile de afaceri sunt favorizate, în special cele care au o componentă investițională, financiară. Și aveți o fereastră de oportunitate pentru a trimite oferte, pentru a intra în negocieri sau pentru a semna contracte. Abilitățile acestea mentale sunt însoțite de o comunicare sinceră, deschisă, dar într-o notă de foarte multă seriozitate și responsabilitate. Siguranța materială, bunăstarea, este un aspect determinant și nu este acum cazul să vă riscați banii în investiții riscante pe care nu le-ați analizat suficient. Viața amoroasă se reactivează, ești mai dispus să faci acțiuni îndrăznețe pe care alminte nu le-ai fi făcut, fie fiindcă erai prea timid, fie fiindcă erai prea precaut și cum e specific racilor, fiindcă racii nu prea ies așa ușor din carapacea lor, sunt foarte susceptibili. Flirtul te va atrage și ai putea influența cu ușurință pe cineva, în special cu cuvintele sexy sau cu limbajul corpului. Și cartea Oracol pentru voi, dragi raci, pentru această săptămână, 4-10 aprilie, este, haideți să vedem ce mesaj primesc răcușorii, este conștientizare, da, un mesaj foarte frumos pentru raci și mesajul spune foarte clar, practicați această conștientizare, fiți prezenți în viața voastră, trăiți prezentul și este foarte important ca fiecare moment să fie conștientizat, da? Să trăiți în prezent, să nu zburați cu gândul între trecut și viitor. Fiți aici, ancorați, dragi raci, în prezent, în clipa prezentă. Leu, începeți această săptămână într-o stare de agitație mentală, culegeți informații, trageți cu urechea, urmăriți tot ce se scrie pe rețelele de socializare, pe grupurile din care faceți parte, în special vă interesează foarte mult comunicarea pe care o are poate partenerul vostru de cuplu sau partenerul de afaceri, prietenii voștri sau colegii voștri. Sunteți extrem de curioși și știți că o persoană foarte bine informată poate să ia decizii avizate, dar se pare că exagerați în aceste căutări. Luați partea aceasta de noutate care vă poate stimula pentru idei sau planuri de viitor. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii. Săptămâna trecută știți că am avut întâlnirea lui Venus cu Saturn în casa a șaptea și iată că în această săptămână avem întâlnirea lui Marte cu Saturn în casa a șaptea, această casă a parteneriatelor, acest domeniu al parteneriatelor, fie de cuplu, fie de afaceri, fie parteneriatele acestea contractuale. Practic cele două polarități, feminin-masculin, se întâlnesc în vărsător cu profesorul zodiacului pentru a vă susține, pentru a vă reanaliza și reinventa în domeniul relațiilor parteneriale. Această conjuncție poate să fie variabilă, ca efect, de la o persoană la alta, dar la modul general, pentru voi, dragi vărsători, ea vă susține să vă canalizați toate aceste frustrări, limitări, nemulțumiri într-o activitate practică sau să vă regăsiți intimitatea față de partener apelând la energia sexuală, cu multă răbdare, cu mult tact și cu multă înțelegere.
Venus va începe să tranziteze casa 8-a pentru următoarea perioadă de o lună până în 2 mai în Pești, în domeniul financiar. Aspectele financiare legate de moșteniri, rente, viagere, donații pot să fie reactivate. Beneficiați de noroc în investițiile voastre, puteți primi bani neașteptați dacă nu v-ați pierdut credința. Atenție! Credința aceasta că se va rezolva întârzierea sau că nu veți mai primi acești bani, dar în egală măsură veți avea și plăți de făcut pentru taxe, pentru impozite, pentru asigurări. S-ar putea ca în anumite decizii financiare să nu fiți capabili să luați o hotărâre, ceea ce vă poate crea confuzie, un blocaj în atingerea obiectivului vostru real. Prin urmare, vă recomand să rămâneți concentrați și motivați pe ceea ce simțiți să faceți, decât să experimentați pierderi financiare care vă pot destabiliza. Joi și vineri, comunicarea este deosebit de importantă, avem tranzite mercuriere benefice, pozitive pentru orice necesită această gândire clară, judecată bună, abilități de organizare în relațiile parteneriale. Dacă aveți discuții restante, amânate, rămase nefinalizate cu partenerii, puteți beneficia de această energie în condițiile în care se manifestă o concentrare sporită și o memorie foarte, foarte bună. Nu vă grăbiți să emiteți judecăți de valoare și stabiliți direcții de acțiune. Dar în același timp nu stabiliți direcții de acțiune fără acordul partenerului sau fără a vă raporta la contextul actual. Învățați această temă, această lecție a asocierii, a colaborării cu partenerul. Socializarea, viața amoroasă vor beneficia de un plus de carismă, de atractivitate intelectuală, iar persoanele care sunt într-o relație armonioasă se pot trezi chiar cu o cerere în căsătorie. Duminică se încheie această săptămână într-o atmosferă destul de conflictuală, o atmosferă de competiție, de luptă, are la bază în principal credințe și convingeri limitative și de o parte și de alta. Atenție, vă puteți confrunta cu alte persoane, alți oameni care vă pot domina, vă provoacă ego-ul sau poate vă provoacă în parteneriate. Nu vă repeziți să răspundeți, să reacționați fără să gândiți, fără să vă gândiți la consecințe. Și mesajul cărților Olacor pentru voi, dragi lei, pentru această săptămână 40 aprilie, este wait. Așteaptă. Ia uite ce mesaj frumos. Deci așteptați, da? Onorați-vă această rezistență a voastră de a acționa, da, de a face ceva. Câteodată a nu acționa, deci a nu avea niciun fel de acțiune, a aștepta, este cea mai bună soluție. Nu știu dacă ați constatat de multe ori cineva vă roagă ceva și nu puteți să îl ajutați sau nu aveți timp și reveniți către acea persoană și spune, a, da, s-a rezolvat, nu mai e nevoie. Deci, dragi lei, așteptați. Fiți înțelepți și așteptați în această săptămână. Fecioară, începeți această săptămână cu multă energie, dorință de a comunica, de a relaționa, de a socializa, în special în domeniile legate de muncă și carieră. Multe informații, multe oferte, lucrări de analizat, de finalizat, vin către voi, așa, în valuri, față de ce aveți de făcut de obicei, adică sarcinile voastre de serviciu obișnuite, vă treziți cu muncă suplimentară, multe teme urgente pe care nu puteți să le neglijați. Fiecare din aceste teme este o prioritate. Partea bună este că învățați cu această ocazie să fiți mai eficienți și să rezolvați în aceeași perioadă de timp mult mai multe teme, mult mai multe obiective, ceea ce vă bucură, ceea ce vă face să crească încrederea în sine și să conștientizați că puteți să vă autodepășiți în situații limită. Nu puteți neglija aceste informații, deoarece în lipsa lor nu puteți să luați deciziile avizate și adecvate. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii. Conjuncția Marte-Saturn are loc în Vărsător, în casa 6 a muncii, a serviciului și poate fi destul de variabilă ca efect de la o fecioară la altă fecioară în funcție de harta fiecăruia din voi. Ea poate să vă creeze dorințe neașteptate, poate chiar o posibilă apropiere față de un coleg de serviciu. Este mai în vârstă sau este mai tânăr, care începe să vă atragă sau chiar o apropiere față de șeful vostru.
În același timp pot să apară rezistențe, pot să apară prejudecăți, judecăți, fel de fel de discuții interioare care vă limitează orice fel de acțiune posibilă, dorită în acest sens pentru a face un pas înainte. Vă afundați în muncă, în proiecte și vă asumați să vă îndepliniți cele mai grele sarcini pentru a nu mai avea timp să vă gândiți la noua situație care a apărut sau la consecințele de viitor. Prin canalizarea acestor energii a frustrărilor și limitărilor în muncă, fie prin muncă fizică, fie prin implicarea într-un proiect creativ, are loc sau poate să aibă loc această transmutare a acestor energii în tot ceea ce realizați în activitatea voastră. Tot în această zi, Venus începe tranzitul în zodia Pești, este zodia opusă vouă și veți fi chemați pentru o lună la apel, la tema relațiilor. Cu Venus în Pești veți simți o acută nevoie sau chiar veți fi undeva forțați să petreceți mai mult timp alături de parteneri. Puteți să vă bucurați de romantism, de iubire, în cazul în care sunteți într-o relație armonioasă și doriți să empatizați cu partenerul într-o altă vibrație mult mai înaltă, prin care să vă conectați la partenerul vostru. În cazul în care avem o relație care scârție, sunt lucruri ascunse pe care deja le simțiți, acest tranzit poate include o predispoziție mai mare pentru a fi înșelați, pentru a vă victimiza dacă nu vă repoziționați într-o stare de echilibru interior din care puteți să luați decizii înțelepte. Joi și vineri revin către voi problemele de serviciu și mai faceți un hey rup prin care vedeți ce restanțe mai aveți pe agenda de lucru, documentele nefinalizate, studiile, cercetările în curs, și aveți suficientă energie să le finalizați, se manifestă o concentrare sporită și o memorie bună. Vedeți-vă de treaba voastră, nu vă grăbiți să îi judecați pe ceilalți, fie că sunt colegii voștri, fie că sunt șefii voștri. Vedeți-vă de sarcinile de serviciu, fiindcă, în primul rând, siguranța materială acum, în această etapă de viață, este importantă pentru voi. Vestea bună este că puteți executa mult mai multe sarcini într-un timp mai scurt, aveți succes în ceea ce faceți, chiar dacă depuneți un mic efort suplimentar, este un moment ideal pentru a finaliza sarcinile pe care vi le-ați asumat și care vi se păreau dificil de realizat. Duminică puteți avea o zi mai tensionată legată de zona financiară și zona relaționară. Acest lucru se poate datora dorinței tale intense de a câștiga controlul asupra celorlalți, fie că e partener romantic, fie că e vorba de copii, fie că e un partener de afaceri sau asupra unor situații de tipul, spre exemplu, mergem unde vreau eu și facem ceea ce vreau eu, sau de a obține o poziție mai puternică în relația în care sunteți, folosind un argument financiar sau chiar un șantaj financiar. Dar fiți atenți, vă puteți confrunta cu un iubit, cu o persoană iubită care încearcă să vă domine, să vă provoace ego-ul și puteți să deveniți agresivi. Vă loviți poate de agresivitatea partenerului. Amenințările legate de zona financiară, speculațiile, jocurile de noroc pot să degenereze în dispute, certuri, chiar agresivitate, și este bine să le evitați. Luați în seamă că și puterea cuvântului este greu de gestionat în această perioadă, așa încât mai bine să vă abțineți. Și cartea Oracol, mesajul pentru voi, dragi fecioare, pentru săptămâna 4, 10 aprilie, este... să vă jucați, playfulness, deci să fiți jucăuși, să vă jucați ca un copil și să luați aminte că în această săptămână copiii pot să fie cei mai buni maestri ai voștri, dragi fecioare. Balanță. În prima zi a acestei săptămâni, mizați pe informațiile pe care le primiți, în special informațiile pe care le primiți online, de pe rețelele de socializare, din grupurile din care faceți parte. Destul de multe informații ajung la urechea voastră, unele sunt nerelevante, unele sunt vi se par mai importante și vă străduiți să discerneți, da? Să vedeți care din ele sunt de interes. Vă interesează îndeosebi zona de relaxare, vacanțele,
plăcerile, călătoriile și poate să fie un moment favorabil să faceți cercetare pe internet legată de destinații de vacanță, da? Un moment frumos, da? Călătorii peste mări și țări, cât mai departe după care tânjiți sau visați. Puteți planifica o întâlnire la o agenție de turism pentru a studia și analiza ofertele disponibile. Este o zi plăcută pentru voi în care deja visați că sunteți în vacanță undeva, poate pe o plajă exotică sau într-o cabană, într-un vârf de munte. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii. Conjuncția Marte-Saturn în Vărsător poate să fie destul de variabilă ca efect în funcție de harta voastră individuală. La modul general se pot aprinde o serie de dorințe care mocnesc acolo în voi. Dacă nu sunteți într-o relație, puteți să vă decideți să vă întâlniți cu o persoană, poate mai în vârstă decât voi, poate mai tânără decât voi, dar nu vă mai ascundeți de aparențe și în această energie a berbecului chiar acționați. Aveți tendința de a vă enerva, de a vă frustra dacă lucrurile nu ies așa cum vă doriți. Alegeți să depășiți totuși aceste limitări și încercați o altă abordare decât până acum, care vă uimește chiar și pe voi. Dacă sunteți într-o relație, puteți alege să faceți sport, să vă eliberați, să vă canalizați această energie care poate vă apasă, mergând la sală sau plimbându-vă în natură, prin parc, cu bicicleta. Utilizați această energie tensionată într-un mod constructiv sau chiar creativ prin exprimarea ei prin artă. Venus va începe tranzitul pentru o lună de zile, până în 2 mai, în Zodia Pești, unde este exaltată și se simte excelent. Cu Venus în Pești puteți face o analiză anului trecut din punct de vedere a relaționării și finanțelor și al echilibrului dintre viața personală și viața socială. Cu Venus în Pești vă puteți conecta la spiritualitate și la modul în care aveți grijă de starea voastră de bine în general, care include armonizarea corpului fizic, sănătatea fizică, mintea, corpul emoțional și corpul spiritual. Pot apare blocaje, limitări, excese, confuzii care vă provoacă dezechilibre și manifestarea unor boli. Cu ocazia acestui tranzit vă veți concentra pe starea voastră de bine, pe rutina zilnică, un stil de viață sănătos și echilibrat. Joi și vineri predomină comunicarea, dialogul cu partenerii voștri. Avem de-a face cu un tranzit benefic, pozitiv, excelent pentru orice necesită, gândire clară, judecată, abilități de organizare. Dacă aveți restanțe de organizare acasă, în familie, în cuplu, lucruri rămase în urmă, discuții nefinalizate, puteți să beneficiați de această energie în condițiile în care vă veți manifesta o concentrare și o memorie foarte, foarte bună. Parteneriatele de afaceri sunt favorizate, apar ferestre de oportunitate pentru a trimite oferte, a intra în negocieri sau semna contracte. Abilitățile mentale sunt însoțite de o comunicare sinceră, o comunicare deschisă, bineînțeles, într-o notă de seriozitate și responsabilitate tipic saturniană. Atenție! Puteți să vă grăbiți să-i judecați pe partenerii voștri de cuplu fără să aveți la dispoziție tot contextul, toate informațiile. Socializarea și viața amoroasă, în schimb, vor beneficia de un plus de carismă, atractivitate. Trăiți din plin acest moment. Duminică, pregătiți-vă pentru o zi tensionată în relațiile parteneriale cu posibile dispute, lupte de putere, gen care pe care. Atenție, că vă puteți confrunta cu parteneri puternici, parteneri care încearcă să vă domine, vă provoacă ego-ul pentru a vă minimiza. Oameni cu mai multă putere decât voi, cu autoritate, vor avea putere în acest tranzit și nu este momentul benefic pentru voi să vă luptați în mod direct. Și așteptați niște tranzite mai pacifiste să discutați subiectele în dispută. Și cartea Oracol pentru voi, dragi balanță, pentru această săptămână, 4-10 aprilie, mesajul este, haideți să vedem care este acest mesaj, este relaxare, deci mai bine vă relaxați, da? Deci îngăduiți-vă să fiți leneși și este ok să conștientizați că puteți să și stați, da? Că a face, a nu face nimic, este și aceasta o stare de acțiune, a alege să stai cu tine și alege să stai într-o stare de relaxare. Interesant mesajul.
Scorpion, începeți această săptămână cu discuții în familie. Nu vă îngrijorați, nu sunt dispute, nu sunt certuri, dar puteți să le luați ca un brainstorming, ca un schimb de idei pe care îl faceți cu membrii de familie legat de investițiile pe termen lung, de investițiile imobiliare, posibil, sau de modalitatea aceasta de a vă muta, de a vă reloca. Vin către voi tot felul de știri, de informații și este important ca în funcție de aceste informații să discerneți ce decizii alegeți să faceți și vă pot băga aceste informații în ceață. Puteți comunica și online cu membrii de familie dacă nu sunteți în aceeași casă, în aceeași localitate sau în aceeași țară. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii, conjuncția aceasta Marte-Saturn în casa a patra vine după conjuncția Venus-Saturn de săptămâna trecută și ne ajută să mai învățăm niște lecții, da, legate de familie, legate de tradiții, legate de echilibrarea acestor energii masculin-feminin în familia voastră. Vă puteți enerva, vă puteți stresa, dar e important să canalizați, să conștientizați aceste lucruri și să le canalizați către teme de actualitate legate de casă sau de familie. Spre exemplu, legalizarea unei relații, prezentarea partenerului familiei, decizia și asumarea responsabilității de a locui împreună la unul din parteneri într-o altă locație. Ceea ce puteți să vă dați seama creează schimbări majore pentru ambii parteneri. Nu este un moment favorabil să vă angajați în discuții sau în dispute. În această zi începe pentru voi, dragi Scorpion, un tranzit deosebit de favorabil. Venus în Pești, în triplicitatea de apă care vă va conecta la bucuria de a trăi, la creativitate, la iubire și distracții. S-ar putea să fiți înclinați să faceți mai multe cheltuieli pentru distracții, pentru vacanțe, pentru deplasări în confort și lux în această perioadă de o lună până în data de 2 mai, mai ales că, țineți minte, vine și vacanța de Paște și puteți să o petreceți, spre exemplu, în stilul acesta românesc, la o pensiune de munte, da? Cu ocazia acestui tranzit, deveniți mai toleranți față de partenerii romantici, sunteți capabili să iertați, să înțelegeți, sunteți mai seducători, dar în același timp vine și reversul medaliei, puteți să fiți luați de fraier, fiindcă cu ocazia acestui tranzit poate apare această predispoziție să fiți victimizați, da? Să vă victimizați sau să fiți înșelați în relații. Joi și vineri comunicarea devine importantă în relațiile cu persoanele iubite din viața voastră, cât și în relația voastră cu colegii și cu șefii de serviciu. Dacă aveți lucruri restante, lucruri rămase în urmă, nefinalizate, studii, cercetări în curs, puteți beneficia de această energie în condițiile în care beneficiați de concentrare sporită, de atenție, memorie, focus, organizare. Abilitățile mentale sunt însoțite și de o comunicare deschisă, o notă de seriozitate și multă responsabilitate. Nu vă grăbiți să intrați într-o relație doar fiindcă sunteți singuri. Cumpăniți deciziile, chiar dacă aspectul dinamic dintre Mercur și Marte vă accelerează mintea, reflexele. Dacă sunteți singuri și vi se cere să ieșiți la o întâlnire, luați taurul de coarne și încercați, da? Ești mai dispus să faci aceste acțiuni îndrăznețe pe care altminteri le-ai fi judecat de 10 ori. Nu ai fi îndrăznit poate să le faci, fie fiindcă erai prea timid, fie fiindcă erai foarte prudent. Flirtul te va atrage și ai putea să influențezi partenerul cu care ieși la plimbare prin cuvintele tale sexy și limbajul corpului. Este un moment ideal pentru a finaliza sarcinile pe care vi le-ați asumat. Duminică, pregătiți-vă și voi, dragi Scorpioni, pentru o zi tensionată, confruntări, competiție legate de un contract, o negociere, o ofertă, o discuție, o comunicare în cadrul unui grup de lucru. Vă puteți confrunta cu oameni care încearcă să vă domine, să vă provoace ego-ul, dar pentru a evita să fiți victimă, să vă victimizați, trebuie să fiți foarte atenți la dialogul, la modul de abordare, la modul în care comunicați cu ceilalți, fără să apelați la manipulări, fără să apelați la lucruri ascunse sau la tactici subtile. Și mesajul pentru voi, dragi Scorpion, pentru această săptămână, 4-10 aprilie, este... progres, da? Deci, mergeți înainte, pregătiți-vă pentru atac, pentru acțiune și
asumați-vă și posibilele greșeli care pot să apară acum în acest context. Săgetător, începeți săptămâna într-un vibe bun. Acest vibe include multe discuții, comunicare legate de parteneriate, de cuplu sau de afaceri. Mizați pe comunicarea cu partenerii de afaceri, care vă poate aduce informații, indicii valoroase de care aveți nevoie, și acordați în special o atenție deosebită acestei comunicări online. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii. Această conjuncție Marte-Saturn în Vărsător este în casa a treia, casa comunicării, da? Va aduce inițiativă, responsabilizare în relațiile pe care le aveți cu persoanele apropiate, din familie, spre exemplu, cu frații, cu surorile, cu verișorii, prieteni apropiați, vecini, pot apare situații neprevăzute care la început vă pot stresa, vă limitează. Trebuie să găsiți o soluție, o căutați și ulterior puteți să vă canalizați această energie în rezolvarea problemelor care au apărut. Dacă vă enervați, dacă vă stresați, puteți ajunge la situații mult mai dificile și la acțiuni riscante din cauza nerăbdării. Adunați-vă, responsabilizați-vă și fiți siguri că veți găsi cele mai bune soluții. Până în 2 mai, Venus va tranzita zodia Pești, va pune presiune pe problemele de familie. Noi abordări legate de viața de familie sau persoanele apropiate din familie, mai ales că tot în Pești va avea loc și marea conjuncție planetară, Jupiter-Neptun. S-ar putea să fiți nevoiți să petreceți mai mult timp de calitate acasă, în familie, alături de persoanele dragi. Se poate să fiți înclinați să faceți mai multe cheltuieli acasă, pentru familie, pentru confort, pentru lux, pentru locuința în care stați, generate de eventuale mutări, relocări, renovări. Se poate să găsiți și noi oportunități de afaceri în domeniul imobiliar, să faceți cheltuieli neprevăzute în speranța unor câștiguri viitoare. Multă agitație în casă, acasă, alături de persoanele din familie în această săptămână. Joi și vineri, din nou, comunicarea redevine prioritate, aveți de finalizat contracte, de semnat documente oficiale, oferte, studii, cercetări, aveți multă energie, beneficiați de concentrare și memorie. Investițiile pe termen lung, în special investițiile în sectorul imobiliar, sunt deosebit de favorizate. Puteți face planuri pe termen lung, deoarece veți gândi practic și cu multă viziune. Expunerea online, de asemenea, este foarte favorizat, adică puteți să informați pe ceilalți pe un blog, puteți să postați un videoclip pe rețelele de socializare despre lucruri importante pe care voi vreți să le comunicați, le știți și vreți să le comunicați și celorlalți. Problemele de afaceri și negocierile sunt favorizate, dar în general aveți succes în orice necesită un mic efort suplimentar pentru a demara lucrurile. Duminică, o zi dinamică, o zi tensionată, puteți să fiți și voi implicați în diferite competiții, lupte legate de bani, atenție, când e vorba de bani, luptele devin mult mai acerbe, da? Mult mai puternice, bani sau resurse materiale, vă puteți confrunta cu persoane care au această putere legată de partea materială, încearcă să vă domine, încearcă să vă provoace ego-ul, devin poate chiar agresive. Nu vă repeziți, nu ripostați, analizați situația și așteptați un moment mai favorabil. Și pentru voi, dragi săgetători, cartea oracol pentru această săptămână, 4-10 aprilie, este curaj, da, ia uite, zice, avem 2 lei, da, un leu și o leoaică, deci să aveți curaj, să luați o gură de aer și curajul vostru vă va ajuta să treceți și prin aceste momente care sunt mai tensionate în această săptămână. Capricorn, începeți această săptămână într-o atmosferă prietenoasă, dornică de comunicare, primiți noi vești legate de serviciu, bani pe care trebuie să-i primiți pentru munca voastră sau alte recompense, de exemplu un bonus, un premiu, o laudă publică în fața colegilor voștri. Aveți șansa să câștigați o sumă de bani în plus pentru serviciile prestate suplimentar sau pentru calitatea muncii prestate. Dacă nu sunteți mulțumiți de locul de muncă, dacă nu sunteți lăudați la locul de muncă, dacă nu primiți recompense, se poate să primiți o ofertă pentru un alt loc de muncă cu condiții mai bune și chiar sunteți ispitiți să faceți o schimbare de carieră. 5 aprilie este cea mai puternică zi a acestei săptămâni. Conjuncția Marte-Saturn în Vărsător, în casa a doua, casa banilor, casa valorilor,
vă face să munciți pe brânci, la serviciu. Aveți multă răbdare, multă tenacitate, vă îndepliniți cele mai grele sarcini. Vă puteți și stresa, deoarece există și foarte multă presiune pe capul vostru. Nu vă rămâne decât să vă canalizați toată această energie a stării acestea de sub presiune. Știți, când ești sub presiune, totul parcă vine pe capul tău și simți că nu ai timp ca să termini, vă puteți să vă canalizați această energie pentru a face totul foarte, foarte bine, la nivel de excelență. Și eu sunt sigur că voi puteți să faceți acest lucru. Dacă vă enervați, vă stresați, vă victimizați, puteți să ajungeți la situații mai dificile, pierdeți timpul și nu vă rezolvați sarcinile în timp util. Până în 2 mai, Venus va tranzita zodia Pești, unde este în exaltare și se simte foarte bine. Veți comunica la un nivel mai subtil în această perioadă. Sunteți conectați la întreg universul. Limitările vor fi minimizate. Veți obține rezultate favorabile în tot ceea ce întreprindeți în zona de comunicare. Scris, vorbit, citit, vorbit în public. Aveți șanse în demersurile pe care le faceți legate de activitățile comerciale, comerț, ofertare, contractare pentru a câștiga mai mulți bani. Puteți începe un nou curs care să vă ofere în viitor oportunități de asemenea de a câștiga mai mulți bani. Joi și vineri sunt 2 zile favorabile comunicării asertive, vă pune la dispoziție o gândire mai clară, abilități de organizare și obținerea de rezultate benefice legate de un flux de numeral sporit, bani pe care îi câștigați. Abilitățile mentale sunt legate de asemenea de această comunicare care se face într-o notă de seriozitate și responsabilitate. Puteți să vă folosiți de un hobby pe care îl aveți pentru a câștiga bani în plus, deoarece siguranța materială, bunăstarea este un aspect foarte important pentru voi în această perioadă. Aveți succes în ceea ce întreprindeți? E un moment benefic să puteți să faceți mai multe lucruri într-un timp mai scurt și să fiți mult mai eficienți. Duminică este o zi mai tensionată, confruntări în familie, în special cu persoane care doresc să se impună în familie, să-și impună autoritatea în fața voastră și nu le prea merge. De exemplu, vorbim de relația voastră poate cu părinții sau cu frații mai mari. Vă puteți confrunta cu un părinte dominator care încearcă să-și impună punctul de vedere sau să vă spună ce aveți de făcut, ceea ce vă irită și vă enervează. La rândul vostru, încercați să nu fiți prea asertivi și să-i faceți pe cei din jurul vostru să se simtă amenințați sau să folosiți tehnici de manipulare, lucruri ascunse sau tactici subtile. Nu au șanse de succes. Și mesajul de la cărțile Oracol pentru voi, dragi Capricorn, pentru săptămâna 4-10 aprilie, ia să vedem care este cartea voastră, este alegere, choice. Deci, puteți să vă reconsiderați un angajament, aveți dreptul să faceți alegeri, aveți dreptul să vă schimbați, da? Dacă ați spus că vreți să faceți ceva, puteți să reveniți asupra deciziei pe care o aveți. Deci atenție la alegerile, la deciziile pe care le veți lua în această săptămână. Vărsător, începeți săptămâna cu o vizită la coafor, la stilist, la cosmetică. Deci, dragi vărsători, vă începe săptămâna foarte bine. Corpul vostru, cum arată el, cum arătați voi în general, este acum, devine foarte important pentru voi și vă alocați un timp suplimentar pentru această frumusețe, înfrumusețare a voastră. Puteți primi informații, știri contradictorii, dar știți cum să aveți acces la informațiile de calitate. Puteți să lansați un nou proiect care e bazat pe un hobby pe care îl aveți și să decideți să împărtășiți cu ceilalți ce știți voi să faceți mai bine, în afară de munca obișnuită de la serviciu. 5 aprilie este cea mai puternică zi a săptămânii. Marte se întâlnește cu profesorul zodiacului Saturn pentru a aduce o energie de înnoire, atât la nivel de corp fizic, cât și la nivel de noi proiecte și relații în jurul vostru. Această conjuncție poate să fie destul de variabilă ca efect de la un vărsător altul, vă poate aprinde cele mai neașteptate dorințe, vă poate oferi rezistență, vă poate oferi răbdare pentru a îndeplini sarcini grele, sarcini restante, sarcini pe care le-ați cam abandonat sau le-ați pus pe hold deoarece nu aveați timp sau nu aveați răbdare să le faceți. Aspectele
natale legate de acest tranzit diferă de la o persoană la alta și depinde și de modul în care abordați acest tranzit și cum folosiți energia acestui tranzit. Energia acestui tranzit inițial poate să vă dea o stare de frustrare, de enervare, de limitare, de stres, dar vă recomand și vouă să vă recanalizați această energie, acest stres în sport, în muncă fizică, în plimbări în aer liber, pentru a transmuta această energie în realizări pozitive și productive. Până în data de 2 mai, Venus va tranzita zodia Pești. Iată că se deschid și pentru voi noi oportunități de câștig, da, bani, resurse materiale noi la locul de muncă. Vă veți bucura de rezultatele favorabile în domeniul financiar, dar nu uitați că veți avea mai mulți bani în această perioadă dacă credeți în voi, dacă aveți credință că lucrurile se îmbunătățesc și dacă credeți în puterea voastră, apropo de legea atracției, în puterea voastră de materializare a talentelor și muncii voastre și implicit de atragere a resurselor materiale. În același timp, fiți atenți la cheltuieli, da? Cheltuielile pe care le angrenați, în special pentru confort, pentru lux, de exemplu bijuterii, haine, pantofi, decorațiuni interioare. Puteți să fiți luați de valul cumpărăturilor și nici nu realizați cum vă cheltuiți banii. Joi și vineri, comunicarea legată de noi proiecte vă ajută să vă clarificați și dacă aveți lucruri restante rămase în urmă, să le finalizați. Abilitățile mentale sunt însoțite de o comunicare deschisă, expunerea online este de asemenea favorizată, puteți să luați legătura cu prietenii voștri, cu colegii voștri, prin blogul pe care îl aveți, prin videoclipurile de pe rețelele de socializare. De asemenea, este un moment bun pentru studiu, pentru cercetare și pentru predarea unor proiecte. Munca manuală, problemele de afaceri, negocierile sunt și ele favorizate. Duminică, pregătește-te și tu pentru o zi tensionată de confruntări, competiție, lupte de putere. Acest lucru se poate datora dorinței voastre, dragi vărsători, de a câștiga și voi controlul, de a vă impune punctul de vedere, de a câștiga anumite contracte, dar nu uitați că vă confruntați cu persoane puternice, care vă pot înțelege jocul și vă pot domina. Vă puteți confrunta cu oameni care de asemenea vă provoacă ego-ul și puteți să ajungeți, să pozați în victimă, dar fiți atenți, nu ripostați cu aceleași instrumente, nu folosiți manipularea, nu folosiți controlul sau tacticile subtile, mai degrabă așteptați un alt tranzit, o altă perioadă mai bună pentru a vă lua, să spun așa, în ghilimele, la trântă cu aceste persoane care vă fac zilele mai dificile. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi vărsători, în săptămâna 4-10 aprilie este priorities, deci priorități, da, foarte bun acest mesaj pentru voi, dragi vărsători, deci aveți multe de făcut, după cum vedeți, vedeți cum vă setați prioritățile, da, și vedeți ceea ce este mai important pentru voi, urmăriți, focalizați-vă, concentrați-vă pe lucrurile cele mai importante pentru voi. Și ultima zodie, Peștii. Hai să vedem ce se întâmplă și cu Peștii în această săptămână. Începeți săptămâna cu multe gânduri, multe idei, dar nu prea puteți să le exprimați în exterior către ceilalți. E o perioadă de testare a proiectelor pe care intenționați să le lansați în viitor, dar încă mai căutați soluții creative. Poate să fie un proiect legat de casă, poate să fie un proiect legat de familie, de tradițiile de familie la care v-ați gândit mult și pe care tot îl întoarceți de pe o parte pe alta să vă placă și vouă. Puteți primi inspirație divină dacă vă conectați la sinele vostru și vă ascultați vocea interioară. 5 aprilie este și pentru voi cea mai puternică zi din această săptămână. Marte se întâlnește cu Saturn în Vărsător în casa 12, această casă misterioasă a dialogului interior. Pregătiți-vă de monologuri lungi cu voi, în care analizați, reanalizați, întoarceți pe o parte și pe alta tot ce ați făcut până acum și tot ce vă propuneți de făcut. Nu vă judecați, nu vă biciuiți, nu vă criticați, decât constatați ce ați făcut și ce mai este de făcut. Pot apare frustrări interioare, pot apare limitări, lucruri care simțiți că vă blochează, vă stresează, dar
ce puteți să faceți acum, să faceți curățenie, adică să scoateți scheleții din dulap, să canalizați această energie a frustrărilor în acest proiect creativ la care lucrați deocamdată în spatele scenei. Până în 2 mai, Venus va tranzita zodia voastră, unde este în exaltare, unde se simte foarte bine, cu Venus în pești, acasă, la voi, cine mai este ca voi, nu? În primul rând, veți fi foarte atenți și voi, dragi pești, la locul vostru. Cum arătați? La corpul fizic. Poate o nevoie de tratamente corporale, tratamente cosmetice, tratamente de întreținere, posibile operații estetice. Deci tot ceea ce ține de frumos, tot ceea ce ține de locul vostru, va fi în atenția voastră. Vă alocați banii pe care îi câștigați, faceți economii pentru a arăta mai bine. Puteți lansa acum noi proiecte care să vă aducă resurse materiale în plus. Aveți predispoziția, totuși, atenție, în vibrația aceasta mai joasă de a fi înșelați și în același timp puteți să pozați în victime. Joi și vineri primiți mesaje subtile legate de bani, legate de resursele financiare, bazați-vă pe intuiția voastră, finalizați lucrurile restante, aveți acum o energie bună, vă puteți concentra și comunicați deschis și foarte sincer. Abilitățile mentale sunt însoțite de o comunicare într-o notă de seriozitate și responsabilitate, puteți să executați sarcinile pe care vi le-ați asumat într-un timp scurt, și cu mult curaj. De ce? Fiindcă doriți să câștigați cât mai mulți bani și focusul vostru, concentrarea este în această zonă financiară. Venus în pești vă va însoți în acest proiect până în data de 2 mai și vom mai avea acolo planete, va veni și Marte în pești și va accentua această tendință. Duminică urmează și pentru voi, dragi pești, o zi tensionată, o zi de confruntări, competiție, au legătură cu banii pe care îi câștigi. Deci se poate datora această competiție legată de nevoia voastră de a vă impune, nevoia voastră de a câștiga mai mulți bani, nevoia voastră de a fi stăpân pe anumite situații și puteți să vă confruntați în această competiție cu alte persoane, cu alte persoane dominante, cu alte persoane care își doresc și ele acces la aceste resurse financiare și care vă provoacă ego-ul și poziția voastră la locul de muncă. Încercați să nu fiți prea asertivi, să nu-i faceți pe ceilalți să se simtă amenințați și fiți atenți la relația voastră, în special cu superiorii, cu șefii voștri sau în relația cu persoanele cu autoritate din viața voastră, deoarece au acum putere și nu este momentul să începeți o luptă sau să îi faceți inamici. Și hai să vedem care este mesajul și pentru voi, dragi pești, în această săptămână 4-10 aprilie. Mesajul pentru voi este dans, da? Deci în stilul vostru așa, stilul acesta fluid, adaptabil, setați-vă următorul pas pe care l-aveți de făcut și împărțiți-vă talentele voastre, darurile voastre cu cei din jur, mai ales cu ocazia acestui tranzit al lui Venus în pești, da? Creativitatea va fi la ea acasă și veți fi foarte, foarte stimulați să vă folosiți, să împărtășiți către ceilalți aceste daruri și talente ale voastre. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Aristea, pentru a crea un conținut nou, nu uitați, like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea membrilor Sirius, apăsați butonul Join alături și sunteți alături de mine și de partenera mea, Laura Ghiță. Nu uitați de cele două tabere pe care le-am lansat, cele două tabere de vară, tabăra de relații și tabăra legată de destin și de soartă. Au început înscrierile și vă așteptăm cât se poate de repede ca să ne facem echipa cu care vom lucra în aceste tabere și să pregătim aceste tabere, fiindcă este un proces foarte complex prin care ne conectăm la hărțile individuale și vom folosi în aceste tabere, așa cum am folosit și în anul trecut, în afară de astrologie, vom folosi constelațiile de familie, constelațiile astrologice, art-terapia, meditația și arta divinației. Va fi minunat în aceste tabere, vă așteptăm cu mult drag alături de noi. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!